pentru că tot este o temă a momentului, s-a nimerit astăzi să avem conferința de lansare a unui proiect care vizează modernizarea infrastructurii educaționale la nivel de municipiu, care, în definitiv, este un pilon esențial în ceea ce privește orice strategie de creștere a calității vieții. De decenii, în Piatra Neamț nu s-a înființat o creșă nouă, nu s-a construit o creșă nouă. Iar astăzi vorbim despre un obiectiv care astăzi arată cum arată, o ruină, cu geamul sparte, cu pereți afectați, un obiectiv care este adesea folosit de persoane fără adăpost și mai sunt vreo 7 astfel de obiective la nivel de municipiu, care nu numai că dăunează imaginii orașului, dăunează și afectează sau prezintă riscuri la siguranța și sănătatea populației, și îl transformăm, acest obiectiv va deveni în definitiv unul care rezolvă o problemă a comunității. Va deveni un obiectiv, o clădire de utilitate publică, și anume o creșă. Anul acesta am inițiat 5 astfel de proiecte noi. 4 vor fi finanțate cu sprijinul CNI, 2 creșe noi construite de la zero și 2 creșe noi construite prin reabilitarea unor centrale termice vechi. Astăzi suntem în Mărăței, pe strada Progresului. Anul viitor vom începe lucrările, cel mai probabil, la alte 2 centrale termice, pe strada Purebista, în Precista, și pe strada Gavril Calinescu, în Dărmănești. Sunt proiecte despre care am discutat personal cu Ministrul Dezvoltării și aici ne referim la centralele termice care vor fi transformate în creșe. Și vom mai avea 2 creșe noi, una în Văleni și una în Dărmănești, pe strada Nufărului, pe strada Pompiliu Clement, mă scuzați, 2 creșe construite de la zero. Asta înseamnă, de fapt, o politică coerentă care să stimuleze natalitatea și nu altceva. Eu vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări, dacă aveți, cu cea mai mare plăcere, după care vă rog să mă iertați pentru că mă voi retrage și vă las împreună cu doamna director Ana Berea de la Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pentru a vă prezenta obiectivele și caracteristicile și parametrii proiectului. Per total, câte fonduri vor fi investite în educația timpurie? Că ne referim astăzi la acest obiectiv. Vorbim de, pe de o parte, de o componentă a unui proiect care va fi finanțat prin fonduri nerambursabile europene, de la bugetul Uniunii Europene, parte, componentă care va asigura partea de salarizare a personalului, educatori, puiericultori, asistenți medicali și așa mai departe, și partea de dotări. Această centrală termică va fi reabilitată complet, exclusiv de la buget local, în cadrul unui proiect care, a cărui valoare se ridică la aproximativ 3 milioane de lei, dacă am corect datele. Nou, modernizat și dotat la standarde europene, în vederea asigurării unui program de educație adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularității copiilor prin personalul specializat. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6, educație și competențe. Proiectul se întinde pe o perioadă de 30 de luni. Serviciile sociale, medicale și educaționale au început din data de 13 septembrie și continuă pe perioada a 3 ani. Valoarea proiectului este de 3.318.000 lei, iar contribuția proprie este de 66.000 de lei. Ca și servicii acordate în cadrul proiectului sunt servicii de educație timpurie, în baza unui curriculum național pentru
sunt servicii de îngrijire, protecție și nutriție, sunt servicii de supraveghere a stării de sănătate și sunt servicii complementare pentru copil și familie. Tot în cadrul acestui proiect, ca și rezultat, avem servicii socioeducaționale oferite celor 76 de copii. Perioada de sustenabilitate va fi de 24 de luni. Deci noi vom continua activitatea și după finalizarea proiectului, dar din finanțarea va fi din bugetul local. Astfel, dotările și reabilitarea și modernizarea acestei clădiri va fi efectuată din fonduri de la bugetul local, iar serviciile sociale, medicale și educaționale vor fi efectuate din fonduri europene. Vor fi angajați 4 educatori specializați, la fiecare grupă câte un educator, unde vor întocmi planurile educaționale și se vor ocupa de educația timpurie a celor 76 de copii. Mulțumesc frumos! Dacă